Bună seara, stimați telespectatori, din nou împreună. De această dată, invitatul meu este un președinte, dar un președinte special, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Iași. Și mă refer la Maria Bilașevski. Bună seara! Îți te felicit în primul rând pentru năpasta care a coborât asupra ta. Ferice de mine că deocamdată este interimar, vom vedea la alegerile generale dacă voi dovedi în toamnă cele necesare. Acum, să știi un lucru, în România interimarul este veșnic, așa că nu te pune cu urechea pe această probabilitate că s-ar putea să ai ceea ce nu ți dorești. Da, să dea Domnul atunci. Cum desanimerit? Ai vrut să fii, știu, Ioana Dark sau ce ai încercat să demonstrezi? Pentru mine este norocul și șansa de a fi, sper eu, omul potrivit la locul potrivit. Felix Aftene, cel care a condus Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Iași, de 10 ani, e cel care a și făcut mare parte din schimbările pe care încerc și eu să le duc mai departe. A venit momentul în care își dorește să petreacă mai mult timp în atelier. Tocmai am aniversat o retrospectivă la Palatul Culturii de 50 de ani. A ales să rămână în atelier, să-și dedice timpul creației artistice. Bineînțeles, a rămas în Consiliul Director, este sprijinul meu alături de toți membrii Consiliului Director. Și a făcut clasica predare, înainte a fost Constantin Tofan către el, ulterior către mine și le mulțumesc tuturor. Acum, înainte de Constantin Tofan, cine a fost? Dragoș Pătrașcu. Și înaintea lui Dragoș? Traian Mocanu. Deci iată cum fata continuă arhitectura tatălui. Da, și este și un arc în timp, chiar 30 de ani de când a avut mandatul de președinte al UAP Iași. Nu cred foarte mult în cifre, dar și nici în coincidențe, dar e o cifră pe care trebuie să o onorez, nu cu 30 de ani de mandat, ci cel puțin 30 de realizări, mă gândesc. Da, nu degeaba am vrut să-l aduc în discuție pe Traian Mocanu în această emisiune, pentru că emisiunea de data trecută i-am dedicat-o lui Traian Mocanu, unul din prietenii mei cu care am învățat carte și așa e o amintire pe care nu ezit să o repovestesc la Colegiul Național. A fost și de altfel singura emisiune dedicată memoriei lui. Da, și e foarte păcat, dar acum fiind șef acolo la Pictori, o să îți propun un program de redescoperire, așa cum am făcut la Scriitori, de redescoperire a celor care au trecut, nu ca lebă, dar prin apă, și au trecut cu urme clare și vizibile prin istoria Iașului. Spuneam că diferența între poezie și pictură e la percepție. Dacă o poezie o poți percepe mai repede, imediat pot spune, pictura te oprește puțin în fața tabloului, în fața ramei și te provoacă la a gândi. Cum de altfel și sculptura. În general, artele vizuale au acest rol.
Categoric, dar pentru a-ți contura sau a-ți însuși imaginarul oricărui artist plastic, trebuie să treci și prin poezie și prin literatură. Asta am spus și Traian, și pentru că el era și un poet foarte bun, foarte profund, cum da. De altfel și pictura din ultima sa perioadă era foarte profundă, gigantică și de profundă, ca să încerc să egalez dimensiunea pânzelor. Și iată că Traiane, să știi că nu ai stat degeaba și ai lucrat din plin, iată-o pe Mimi. Mulțumesc. Cum m-a alintat. Îți continuă opera. Mulțumesc frumos. Emoționantă introducere în emisiune. Stai că încă n-am început. Ah, ok. Da. Acum, drumul cel mai scurt dintre două puncte este linia dreaptă. Ce este o linie frântă dacă nu un spațiu cucerit apăsat cu călcâiul pe aortă? Am reflectat mult la întrebare, multă filozofie. Vă mărturiseam înaintea emisiunii că toate întrebările care vor urma sau în sfârșit dialogul ar trebui să fie purtat cu fiecare artist și cu fiecare poet, fiindcă răspunsurile vor, cred că vor scrie o antologie a prezentului. Eu cred că acea linie frântă din care pornim și noi diferite segmente, care ne mișcăm brownian încă printr-o lume culturală și o lume socială, ne găsim sensul. Eu cred în linii drepte, dar sunt anostecă. Cred că linia frântă e cea care ne definește pe noi astăzi, așa încât linia frântă a artelor vizuale cu cea a poeziei pot face sau schimba sau face cândva o linie dreaptă în ceea ce înseamnă cultura. Da, pentru că eu am ales linia frântă, ai sesizat, să ieșim din banal și din zona așteptării. Pentru că dacă te sprijini de o linie dreaptă, nici nu mai trebuie să te gândești unde ajungi. Așa, e inerția. Da, că de ajuns tot ajungi undeva. Ori pe o linie frântă niciodată nu știi când vine următoarea pantă și care este adâncimea ei. Și de aceea este bine să fii pregătit, să fii tot timpul în... Bun. Ochiul vede înaintea mișcării forma care se ține de noi. Forma care ne ține de mâinile ridicate, dar nu a predare, cât mai ales a victorie. Da. E interesantă, cel puțin e dihotomia asta între victorie și invins. Noi cei care suntem în sfera culturii sau mare parte dintre noi ne-am însușit fără să vrem poate un mod de a ne exprima cu regret asupra unor timpuri de mult apuse când exista, de exemplu, un cumpărător în piața artei sau un colecționar sau exista o cerere mai mare sau trăiam noi cu impresia că există o cerere mai mare. Eu totuși cred că trăim timpurile victoriei acum, pentru că victoria cea cu mâinile, nu numai cea de pe Independenței sau victoria clasică, este victoria noastră de a putea vorbi, așa cum vorbim în emisiunea dumneavoastră, așa cum vorbim în fiecare zi pe străzi și nu ca nebunii, faptul că ne putem adresa și a exprima că actul cultural, indiferent de forma lui, este accesibil oricui, fiindcă ochiul chiar vede, ochiul mai și pricepe, iar ochiul se poate educa și cred că victoria vine din posibilitatea noastră, prin proiectele culturale pe care le-am făcut și împreună, prin toate proiectele culturale ale Iașului și României, cred că ochiul se educă, nu doar vede astăzi. Da. Bine, se autoeducă prin ceea ce îi se oferă. Da. Pentru că astăzi trebuie să recunoaștem, încă e îngrămădeală mare la oferte, și încă oamenii nu știu să aleagă. Când spun oamenii, mă refer la o medie. Categoric, noi aici vorbim, noi ne adresăm în general sau se consideră că cultura are încă un caracter elitist, că se adresează celor care
au citit o carte de poezie sau au intrat într-un muzeu. Cu toate acestea, proiectele culturale sau toate întâlnirile care au avut loc cu școlarii, care au avut loc cu centrele de plasament sau cu diferite categorii sociale, ne demonstrează că noi trebuie să mergem înspre ei, că suntem destul de puțini cei care deschid ușile înspre a vedea și a percepe și a simți frumosul sau de a pune întrebări, dacă nu simt frumosul, măcar să interoghez prezentul. Și acest act al vederii cred că ar trebui promovat și înspre cei care au ajuns și au rămas într-o linie dreaptă, ca să revenim la prima întrebare. Avem la Iași atâția artiști plastici cât să ne facă pe toți cei 1 milion de locuitori reprezentanți ai veșnicei forme și culori? Desigur. Uniunea Artiștilor Plastici are aproximativ astăzi 410 membri artiști profesioniști. 410? Da. Cine să ia 10 Urmează sesiunea de titularizări și de admitere, așa încât sigur se va mai rotuji, vom fi 420. Dar pe lângă membrii asociației noastre sunt artiștii artizani, sunt cei care creează sau mai degrabă vin dintr-o zonă artizanatului și merg înspre arte plastice. Deci cred că Iașu are în prezent nedocumentați în jur de 1000 de artiști plastici. La cei 1 milion de locuitori, dacă ar fi să facem o statistică, fiecare 10.000 și-ar putea lua un artist acasă. Dar cred că, sigur, întrebarea nu se referă la câți artiști pot fi găzduiți de cei 1 milion, ci la cum acoperă necesarul vizual și întrebările pe care le aduce astăzi mass media sau le aduce orice canal de televiziune cu privire la ce înseamnă artă versus artistul în sine. Cred că suntem cea mai diversificată breaslă din întreaga Românie și nu o zic în noua mea funcție, ci o zic ca un adevăr circulând prin marile orașe care sunt și centre universitare. Adesea se cantonează și încearcă să-și creeze un stil. Este la modă să te revendici dintr-o școală, uitând că atunci când canonizezi ceva, cu greu mai ieși din tipar și din arhetipul acelui maestru clasic, cum se întâmplă la Cluj sau la București, așa încât în Iași nu doar ieșenii, dar oricine vine își poate găsi un artist care să-i placă sau mai mulți artiști, pentru că e foarte multă diversitate, iar diversitatea nu este egală la acea eterogenitate chicistă, ci pur și simplu o 1000 de suflete, 400 specializate și atestate de către Uniunea Artiștilor Plastici, care pot face pe fiecare. Uite, acum dai o idee și să vedem, poate o putem face, cu toate că e foarte greu de realizat, să încercăm să recompunem marea expoziție a iubitorului de artă ieșean, astfel încât să luăm un modul, să spunem, de 100 de locuitori, să vedem ce tablouri au ei în casele lor. Da. Și în ideea de a recompune apetitul, am luat tablouri, dar putem merge și în biblioteci. În categoric, dar totuși observăm din ceea ce discuțiile de atelier, să le spunem, dacă exista publicul cumpărător de lucrări de artă în anii 90-80, nu mai spunem că era o datorie să ai o lucrare semnată de hatmanul în casă. Astăzi ai lucrări semnate IKEA, pentru că anturajul tău, prietenii sau în sfârșit societatea în care îți petreci zilele timpul, onomastice, nu mai există acel cult al unei valori care îți vine printr-o lucrare de artă, o carte de bună calitate. Iar cred că aici e, din nou, acel proiect unde trebuie să ne unim mână cu mână, în care educația nu vine numai prin școli, vine și prin corporații, vine printr-un alt tip de sensibilizare și a faptului să știe lumea că existăm. Acum, ca președinte, tu nu ar trebui să ignori ceea ce îți spun eu, ci să accepti această idee lansată de a vedea care sunt adevărații consumatori de cultură. Vezi, ridic ștacheta, nu mă refer, nu mă opresc doar la pictură sau la arte vizuale, ci de cultură. Și lucrul acesta îl putem face inventariind. Bine, nu e exhaustiv, că n-ai cum să intri cu bocanci în toate casele, să ne cumpărăm bară niște șlabi, așa ca să nu luăm covoarele după noi. Și
consumatorul de cultură este consumator, este iubitorul de arte vizuale, este consumatorul de literatură, teatru și celelalte arte pe care Iașul le oferă. E un paradox. Mulți cred că nu avem șanse să demonstrăm lucrul acesta. De ce? Lipsa ofertei. Oferta este cât se poate de generoasă. Dacă stăm și ne uităm la instituțiile de cultură pe care noi astăzi, mai ales tu, la întâlnirea cu ministrii de stat din Ministerul Culturii, au sesizat că, sau ai sesizat tu, că nu e bine modul acesta de nu e bun modul acesta de întâlnire, în așa fel încât să mai bifăm o acțiune. Cred că totuși întâlnirile sunt benefice, fiindcă există o deschidere. Noi totdeauna avem impresia că deschiderea aceasta, eu îți spun, eu le-am întâlnit calendaristic vorbind o dată pe mandat. Da. Nu s-au mai făcut. Da, drept. Eu sunt încă optimistă. Eu trag speranță că propunerile care și mă refer la propunerile punctuale, cele prin care uniunile de creație pe care le reprezentăm, nu numai noi ca președinți, ci fiecare membru în parte, să fie recunoscute ca producătoare de cultură, nu doar niște anexe, da, niște filiale, cum suntem de altfel în teritoriu, ce înseamnă recunoscute? Înseamnă să fie luate în seamă ca producătoare de cultură? Categoric, și să primească drepturile pe care le poate primi orice alt tip de asociație sau instituție a statului, fiindcă suntem egal producătoare. Aici vorbesc din dubla ipostază, dar cred că e foarte important pentru cei care își pun talentul și își petrec jumătate de zi în atelier sau în birou scriind, să simtă o recompensă din partea statului și nu prin proiecte. Știm cu toții, încercăm cu toții să aplicăm pe proiecte. Unele le luăm, mare parte nu. Concurența care trebuie să existe. Dar, pe de altă parte, dacă existi măcar printr-o scutire de taxe, dacă existi printr-o recunoaștere a spațiului în care tu creezi, dacă ți se mai oferă alte posibilități, sunt sigură că nu numărul acesta de 400 va crește, ci va crește și numărul celor care vor vedea artă, copiilor care vor intra în contact și astfel, dacă nu ne dizolvăm, vom reuși să continuăm. Da, e ciudat și în același timp agasantă ideea aceasta că trebuie să stai cu bagajele făcute, pentru că se trezește un guvern să mai articuleze puțin în lege, un articol prin care să ți se ia un drept. Dreptul la a lucra. Pentru că, la urmă urmei, dacă nu ai spațiul tău de atelier, nu poți să lucrezi. Așa este. Și eu cred că, totuși, ministerele, așa cum există în birocrația, indiferent de că e un birou mic într-un sat până la un minister, nu înțeleg realitatea. Tratează denumirile și oamenii drept o statistică și nu o realitate. Uită de istoricul, cel puțin, al UAP-ului de la 1921. Dacă în fața lor ar exista documentația care să justifice existența, sunt sigură că nimeni nu ar nega 100 de ani de istorie. Dar, de exemplu, codul administrativ nu merge cu Ministerul Culturii. Da. Atunci, dacă există diferențe, nu sunt înțelegeri în ceea ce înseamnă un operator cultural, cred că ar trebui să existe dezbateri reale. Sunt prea multe denumiri pe aceeași subiect. Așa e. Pentru și de aceea Georgescu de la, știu eu, control, vine și, da, nu ești operator cultural. Așa. Nu faci act de cultură. Da, este hiperbirocratizarea denumirilor, diferite coduri CAEN care descriu același lucru. E o realitate ramificată, așa, ca un mare copac în care fiecare s-a pierdut și acum încercăm să ne recompunem cu toții în forma de care vorbeam la început, cea de a Victoriei. Hai să vedem dacă
suntem copac sau suntem câmpie, luăm o pauză de publicitate și vom reveni imediat pe tăpșanul nostru. Din nou în direct, alături de invitata emisiunii de astăzi, cum se te numesc, critic de artă Maria Bilașevski, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Iași. Eram să spună unui scriitor. Am fi supărat. Se supăra ca sea. Maria, este mai greu astăzi să fii pictor decât miner în 1989? Bună analogie. Există un mit fals, totuși, cu privire la artiștii plastici. Un mit care s-a perpetuat și nu e deloc benefic Breslei, și anume cea artistului sărac, împovărat, care își duce greutatea și își rupe de la gură pentru un borcan de uleiuri. În ziua de azi nu mai e realitatea chiar așa. Există, bineînțeles, diferite diferențe din punct de vedere social a stării și a funcțiilor pe care le dețin. Doar că realitatea consumeristă ultimii 30 de ani au învățat pe toată lumea că nu mai poți fi doar artist. Puțini sunt cei care au privilegiul doar de a sta în atelier. Majoritatea au câte o slujbă, majoritatea din nou în învățământ universitar sau preuniversitar. Și nici nu se mai pune problema de a ne identifica cu o pătură socială care are nevoie de ajutor, niște asistați, așa cum foarte multă vreme s-a pus o cruce pe artiștii plastici, bineînțeles împrumutată de pe modelul interbelic și modelul antebelic a artistului sărac și cinstit. Astăzi nu suntem săraci, există bani, se produc bani din artă, ceea ce lipsește este o logistică pe care minerii ar fi avut-o în 1989, o logistică care să facă cunoscut și să existe un mod de a exploata dreptul de autor, mai exact, de a vinde lucrările de artă. Aici suntem deficitari cu toții și tocmai de aici cred că vine acea cruce pe care o poartă toți a sărăciei. Dar nu există sărăcie din perspectiva în care ne gândim un gavroș sau o imagine ponosită a artistului care își poartă paltonul mâncat de moli pe stradă. Nu. Adică, nu, te lasă poliția, că spune că infectezi mediul public. Eu mă referam la mineri, nu neapărat la nivel de sărăcie, pentru că te completezi. Înainte de 99, minerul nu era sărac. Nu, era la cumpăna dintre ani. Minerul era chiar bogat, adică avea cele mai mari salarii. Mm-hmm. Bine că și condiții de muncă foarte grele, dar la nivelul acesta de sărăcie nu îl putem aduce. Eu mă uitam, am scris niște reportaje în mina din Borșa, de fapt, și mi-am dat seama, oamenii aceștia nu știu ce înseamnă față curată. Adică erau cu murdăria de pe față, parcă impregnat, parcă făcând parte din culoarea feților. Da. Chiar dacă se spălau de 7 ori pe zi, să spunem. Aici e o continuare a destinului și în viața de zi cu zi. Da, categoric. Asta se întâmplă și cu artiștii și cu scriitorii. O continuare a muncii tale în tine. Da. Într-adevăr, chiar nu știam exact la ce se referă minerul din 1989, dar fiindcă aveam 5 ani. Dar există amprenta pe care și-o lasă meseria asupra ta și duritatea ei. E o meserie dură cea de artist și de scriitor, pentru tine însuți mai ales. Acum, revenind în concret, aici, la Iași. Da. Tu nu ești nouă în această branșă. Tu, de exemplu, îți cunoști colegii înainte de a fi președinte, că ai fost secretar general.
Deci secretarul general e cel care face listele cu toți. Deci nu e o noutate pentru tine. Da. Nu trebuie să te prezinți la fiecare. Nu? Sau nici să invers. Te prezinți fiecare și nici invers. Invers. Ne cunoaștem. Da. Și de asemenea poți face o scară a valorilor. Să se supere unii, să se bucure alții, dar o poți face. De ce spun lucrul acesta că o poți face? Pentru că tu ai făcut parte din cele mai importante jurii care au premiat la fiecare sfârșit de an, nu? Există o răsplată a Breslei pentru cei care au trecut deasupra unei ștachete. Așa e. Ne referim la valorile Iașului. Bun, printre. Da, printre. Așa, da. La valorile Iașului noi am gândit această premiere ca cu tristețe, trebuie să spunem, ca un ultim salut pe care noi îl facem artistului. Uh-huh. Și din cei pe care noi am premiat, o parte au început să meargă să ne reprezinte la alte instanțe. Așa-i. Ale universului. Dar mă referam la juriile pe care Uniunea Artiștilor Plastici le organizează pe diferite moduri, în diferite ocazii, nu? Da, există astăzi un fenomen global, cel al politically correctness-ului, unde cuvântul valoare începe să fie ignorat sau considerat a fi negativ, pentru că trebuie să pui un semn egal. Asta vine ca un imperativ prin călătoria pe care am avut-o cu bursa în Statele Unite. Ulterior, prin colaborări cu diferite instituții din Europa, am observat că din ce în ce mai greu vorbești despre cuvântul valoare sau pui pe cineva valoros, fiindcă, evident, ceea ce urmează este nevaloros. Adică ceea ce produce el. Da. Dintr-o selecție. Consider că totuși Iașul a rămas vertical, fiindcă există jurii pentru cele două mari evenimente ale artelor vizuale. Este Artisul, salonul tradițional de toamnă, început acum 30 de ani. Există Atelier 35. Încât valoarea astăzi nu, pentru anumite evenimente, cel puțin pentru tineri, e destul de greu. Trebuie să ai o cultură vizuală. De asta toți membrii juriului în general vin dintr-o generație care înțelege ce se întâmplă în jur, ce se întâmplă în Europa, pentru că cel pe care îl creditez cu premiul de pictură, sculptură, arte decorative, să nu se culce pe ureche, să înțeleagă că face parte dintr-un sistem în care va opera și va câștiga și mai bine dacă își continuă munca. Pe de altă parte, valoarea în ceea ce privește clasici în viață. Avem mulți clasici, îi știm cu toții. Iașu cred că domină la un moment dat, nu domina la un moment dat acest clasament al clasicilor, când încă mai trăia Dahadmanu, încă mai trăiau ceilalți pictori, nu, Adrian Podoleanu, categoric, și Alexandru Ichim. Da, existau, noi avem norocul, Iașu are norocul unor generații și în poezie și în arte vizuale, pe care alte orașe n-au avut fericirea de a afla sau de a avea schimbări între generațiile din anii 70, unde este Hadmanu, Podoleanu, și generația 80. Iașul are un mare noroc de această generație și în literatură și în arte vizuale și cred că valoarea sau ceea ce continuă astăzi și îi vedem drept valoroși sunt cei care atunci au deschis expozițiile de renume de la Cupola, sala noastră de suflet. Sunt cei care au câștigat republicanele. Acum Cupola va acoperit-o, nu? Sperăm că se va reîntoarce în sânul mamei Uniune. Dar valoarea se vede cu ochiul liber și cred e destul de greu să faci o ierarhie pentru că vorbeam la început de eterogenitate. Există valoare chiar și acolo unde mare parte ar întoarce capul și ar zice am mai văzut asta. Există diferite tipuri de valori. Sunt valorile care au schimbat și au revoluționat această generație 80. Există valorile care trudesc în a-și forma un stil și care la rândul lor au imprimat un stil.
benefic școlii ieșene, fiindcă nu s-au cantonat, vorbind de exemplu de genul peisajului. Foarte rar mai vezi un peisaj în România. Un peisaj gen... Bărleanu sau Tofan. Nu mai vezi o școală care să ducă tehnica peisajului și să-l aprecieze. Mai eu degrabă, mă referam la peisajele gen Radinsky. Categoric. Categoric. Da. Cu acuarelă care nu... Nu mai, îl mai avem pe Mircea Eugen care continuă în acuarelă. Și tocmai de aceea valoarea e decantată și de tehnică, și de concept, și de succesul pe care îl ai la public. Și cred că suntem cei mai norocoși că există așa o... Fiecare știe felia, fiecare știe pe ce merge și nu există o luptă, așa cum vedem în alte filiale unde... Că tu poți spune că ești din exteriorul culorii. Și de aceea te întreb, există un avantaj pentru pictorul moldovean, mă refer la sensibilitate, față de ceilalți pictori din țară, din zonele istorice? Bine, dar nu întâmplător s-a născut la Iași învățământul artistic modern la 1860 cu Panaiteanu Bardazare, care venea din Suceava, dar a trăit la Iași cu studii la München. Există un sentiment românesc al ființei artistice în Iași diferit. Vine și pe tradiția bisericească a picturii bizantine, dar mai ales dintr-o tradiție a locului. Dacă oricine ar fi interesat să se uite în revista Arta din anii 70 sau 80, vor vedea descris Iașul de parcă e un oraș cu totul aparte, paradisiac, unde timpul curge mai încet, artiștii sunt într-o armonie față de ceea ce citești, în sfârșit lupte sau discuții aprinse. Și da, Iașul are această aură specială pe care o dau artiștii, o dau oamenii de cultură și bineînțeles fiecare locuitor care conlucrează. Ai fost recent în America. Știai că ai să fii președinte? Nu. Nu știai. Bineînțeles. Deci s-ar putea ca Biden să-ți fi așezat ploile aici la prezidenția Uniunii Artiștilor Plastici, pentru că am înțeles că Biden îl știe pe Felix Aftene și Felix... Ne știe pe noi toți, sigur, are peste tot pe o dronă care zboară. Ce ai făcut în America? Am plecat cu o bursă Erasmus a Universității de Arte Georgenescu, unde și lucrez ca lector la secția de pedagogie artelor, cu o expoziție de 1000 de lucrări realizate de studenții anilor de licență și câțiva masteranți pentru a prezenta creația românească. Ai dus 1000 de lucrări cu tine, da? Nu, prin curier. Nu ai voie să treci vama cu 1000 de lucrări. La James Madison University, o universitate clasată în top 50 cele mai bune din Statele Unite, pe secțiunea de arte vizuale. Și noi am plecat pentru că există acea realitate care, din păcate, e perpetuată în America cu privire la estul sălbatic al Europei. Da. Și de a arăta că există o școală de pictură, dar nu în sensul unui stil uniform, cum spuneam, ci o diversitate. Iar în momentul în care au intrat cadrele didactice și studenții în expoziție, realmente nu le venea să creadă că suntem atât de diverși. Am avut și noi ocazia să vizităm atelierele lor, să vedem ce lucrează. Există, bineînțeles, un spirit comercial mult mai pregnant și o orientare înspre a scoate bani din artă. Da, da. Dar expoziția a fost un succes pentru că au putut să-și facă o imagine despre Iași. Ei știau câte puțin despre Timișoara, despre Cluj, din practicile contemporane. Dar se întrebau cum de se mai pictează, cum de se mai desenează. Adică legătura lor cu rădăcina, care înseamnă studiu, li s-a părut fascinantă. Și urmează un parteneriat în care să vină și noi, ei înspre noi, cu o expoziție care să ne arate realitatea Americii. Dar pentru mine plecarea în America a fost mai mult decât bursa Erasmus. A fost mers și pe urmele tatei, care plecase tot acum 30 de ani în New York cu o expoziție personală. Și să văd jurnalul new-yorkez pe care îl publicase la un moment dat, chiar și în 24 de ore erau ceva fragmente. Da. Să văd și eu toți skyscraperii și toată cultura americană 30 de ani mai târziu și să-ți dai seama că tot este un cerc. Maria, tu ești foarte interesantă prin ce? Uite acum, realizez. Tu ești fata generației 80. Deci, la rândul tău, ai un mititel care ajunge să fie, nu,
băiatul generației 2000. Așa e. Există o delimitare sau e un lucru natural și firesc să vii, să ai această continuitate? Cred că e firesc să ai o continuitate, chiar dacă adesea nu înțelegi în termenii anului 2023. Încerc să nu ajung învechită și să mă țin la curent, dar cred că foarte adesea se vorbește despre generațiile actuale ca fiind dezinteresate, aeriene și individualiste. Eu observ inversul, observ un interes pentru literatură, poate nu peste tot, dar este o redescoperire. A fost o pauză, câteva generații pe care cu toții ne-am cunoscut, dar e o, să spunem, o renaștere a interesului pentru cultură, pentru că suprasaturarea de mass media, televiziune, internet, YouTube și tot ceea ce înseamnă, te readuce înspre sensibil. Ceea ce spui tu, eu pot proba cu proiectele noastre culturale, care, iată, în ultimele două, Eminescu, uh-huh, și cu va fi acum Ursachi și cu Vieru, probează să le prine. Deci nu mai discutăm că au venit, da, copiii ținându-se de mână de la școală, au traversat și au intrat, mm-hmm, în sala de spectacol. Nu. Pentru că noi le-am organizat în așa fel încât, de exemplu, Eminescu am avut sâmbătă, ori sâmbătă școală nu este. Și sala era arhiplină. Clar. De, apetitul tânărului spre cultură este real. Deci nu ne mai ascundem după corcoduri și încercăm să ne lăudăm cât de orășeni culturali sunt la Iași. Și cred că și generația profesorilor, care vin tot dintr-o generație 80 născuți, da, da, care duc mai departe dragul de literatură și aduc literatura contemporană românească în, nu cea din manuale neapărat, alternative de lecturi necesare pe care eu nu le-am avut dumneavoastră, da, nici atât și, da, se fac alte deschideri și alte moduri de a aborda realitatea. Uite, vezi, acum noi pe 14 februarie, da, să nu uităm, avem din nou Grigore Vieru, un poet care nu mai trebuie povestit, un poet care a lăsat și continuă să lase urme adânci în literatura română, unind ambele maluri ale Prutului, și pe 17 februarie îl vom sărbători pe Mihai Ursache, poetul care a dat nume Casei de Cultură a municipiului Iași din Parcul Copou. Am făcut această apreciere gândindu-mă că pe 25 martie, deci de bună vestire, încercăm să dăm o dimensiune crescândă întâlnirii cu scriitorii liceeni, da, care, spre surprinderea noastră, sunt din ce în ce mai mulți. Așa e. Și scriu în limba română. Și scriu în limba română, da. În ciuda spanglishului sau abordării limbii engleze ca limbă secundară de comunicare. Da. Preferă exprimarea în română. Am văzut și eu la băiatul meu. Da. Iată cum, stimați respectatori, întâlnirea cu Maria Bilașevski se oprește aici. O felicit în continuare, sau Aena Oară, nu știu, astăzi nu le-am numărat. Mulțumesc. Nici pentru eu. Funcția pe care și-a asumat-o. E o funcție foarte grea dacă vrei să faci ceva și este o funcție foarte ușoară dacă vrei să-ți faci fotografii doar. Ori Maria Bilașevski, când o știu eu și cum o știu, nu are să se piardă în aceste nimicuri. Este serioasă și în același timp este critic de artă. Stimați telespectatori, până la o viitoare emisiune, vă spunem la revedere! Thank you.